Sportivii buzoieni au reprezentat cu cinste Buzăul de-a lungul anului 2016 peste tot în lume. Pentru munca depusă și pentru rezultatele obținute, consilierii județeni au decis astăzi să îi premieze. Nu doar sportivii care au făcut performanță vor primi premii în bani și diplome de excelență, ci și antrenorii care i-au îndrumat. Anumite sporturi, din anumite considerente, nu au putut, din cauza legislației sau altor considerente, nu au putut fi subvenționate de la bugetul de stat, ținând cont că au fost și alegeri, dacă vreți, în acest an și probabil că fiecare și-a calibrat bugetul în funcție de necesitățile comunității. Ne-am gândit noi, Consiliul Județean, pentru că știți că era o tradiție în fiecare an, exista această gală la cererea celor din domeniu, mă refer aici la Direcția de Tineret și Sport, să acordăm niște premii sportivilor care au avut rezultate deosebite, să spun, în sportul de performanță, atât la nivel județean, național sau, de ce nu, internațional. Vor fi premiați sportivii care au obținut rezultate la sporturi individuale, cum ar fi tenis de masă, gimnastică, box, atletism, modelism sau karate. Sportivii care fac parte din echipele consacrate ale Buzăului au primit de-a lungul anului finanțări din partea Consiliului Județean. Deci nu va fi o gală fastuoasă, noi din puținul nostru, mă refer din bugetul Consiliului Județean, vrem oarecum să aducem o recunoștință și celor care au făcut sport și au avut performanță în acest an. Și în încheiere, nu aș vrea să uite nimeni că noi am fost singurii care am dat bani la sportul buzoian în acest an. Că altfel, astăzi nu mai vorbeam nici de echipa de handbal, nu mai vorbeam nici de echipa de rugby. Atât sportivii cât și antrenorii vor primi din partea Consiliului Județean câte 400 de lei, iar premierea va avea loc pe 22 decembrie în curtea Muzeului Județean Buzău.